Fetița s-a simțit rău încă de joi, iar părinții au luat decizia să o ducă la spitalul din Băilești. Acolo medicii au constatat că fetița avea simptome caracteristice COVID-19, motiv pentru care au luat decizia să o testeze. Rezultatul a venit vineri, timp în care starea fetiței s-a înrăutățit, iar medicii de la Băilești au transferat-o pe micuță la spitalul de boli infecțioase din Craiova, unde se află și în prezent. Potrivit DSP, starea ei de sănătate este bună acum. Inspectorii de sănătate publică Dolj au demarat o anchetă epidemiologică, iar toți cei care au intrat în contact cu micuța sunt carantinați la domiciliu. Este vorba de 11 persoane, printre care și copii. În casa în care locuiește fetița stau mai multe familii. Din primele verificări, se pare că aceasta a intrat în contact cu mai multe rude care au venit din Italia în urmă cu 2 săptămâni și este posibil ca virusul să-l fi luat atunci.